Dar astăzi cred că cei la Sfânta Biserică am văzut trecutul, viitorul și prezentul. I-am văzut și pe copilașii de la grupul Melody, niște copilași extraordinar de talentați. Am văzut și corurile de la Doruleț și Armonia, adică Ogna, Mure și Turda. Și acum este timpul, dragilor, cu permisiunea noastră, să mai rămânem câteva minute. Primăria și Consiliul Local au organizat în această perioadă foarte, foarte multe evenimente, dar în special un eveniment pe care ne-am dorit neapărat să-l transpunem undeva afară. Ieri a fost un spectacol extraordinar de colinde în Parcul Municipal Berg. Într-adevăr a fost un pic frig. Într-adevăr a fost
și ploicică, dar ne-am atins obiectivul pe principiul că cei care au venit și de la blocul și din cartierul Șarât și de la Luz și așa mai departe, s-au bucurat de artiștii prezenți acolo. Astăzi mai avem pentru dumneavoastră și pentru noi să ne bucure inima și sufletul niște oameni foarte, foarte talentați care au venit de la Cluj-Napoca, pe de-o parte, și pe de-altă parte, o artistă extraordinară care este de aici, din Câmpia Turzii, și aici mă refer la Marina. Cred că cu toți o știți și sunteți nerăbdători să o ascultați. Dar înainte de Marina, vorbeam de acești tineri teologi și nu numai, care vin cu mare drag la Câmpia Turzii, cred că sunt pentru prima dată aici, însă sunt foarte, foarte cunoscuți și recunoscuți național și internațional, pentru că ei, practic, și aici mă refer la două persoane, la Călin și la Emil, au reînviat oarecum cântecul de Crăciun, pentru că nu este colindă, vin colindătorii al lui Tudor Gheorghe. Știți, vin colindătorii, toată lumea cântă, da? Așadar, Călin Merga, Vitoare și Vitoare Sfântul era bălat. Pentru dumneavoastră, i-a reînviat toți. Să-i lumină
Ion. Lată-te omul.